Analiștii anunță pentru anul 2014 o majorare a salariilor minime și medii nete lunare. Pe primul loc în clasamentul realizat de angajații publicației E-Context se vor menține pe primele poziții Bucureștiul și Ilfovul. Un bucureștean va câștiga în medie un salariu de 2470 de lei pe lună, în timp ce un ilfovean 2244 de lei. În topul salariilor din 2014 se află și județul Giurgiu, acesta clasându-se pe locul 27 din cele 42 de poziții ale clasamentului. Un giurgiuvean va avea un salariu mediu pe lună de 1350 de lei. Vecinii noștri din Teleorman ne urmează în clasament pe poziția 28, cu un salariu net pe lună de 1320 de lei. Ultimele locuri ale clasamentului sunt ocupate de județele Covasna, Bihor și Harghita, cu salarii medii de 1242 de lei, 1214, respectiv 1200 de lei. Media națională a salariului mediu va fi de 1467 de lei. Chiar de la 1 ianuarie 2014 bugetul a fost aprobat, deci salariile și pensiile se vor mări. Salariul minim brut pe economie s-a majorat din prima zi a anului nou de la 800 de lei la 850 de lei, în timp ce salariul mediu net va fi de 1470 de lei. Din cele 42 de județe aflate în clasamentul pe care tocmai l-am prezentat, 16 sunt peste media națională de 1467 de lei net pe lună, iar 26 sunt sub medie. După cum spuneam, Bucureștiul conduce detașat în acest top cu un salariu de aproape 2500 de lei, dublu față de ultima clasată, care este Harghita, unde salariul se va situa la 1200 de lei. Nici giurgiuvenii nu vor câștiga mai bine în 2014, aceștia aflându-se undeva la mijlocul clasamentului cu un salariu de aproximativ 1400 de lei.